Bună ziua tuturor! Bine ne revedem la o nouă conferință de presă din această săptămână. Cu o zi mai târziu față de obișnuit, întrucât ieri am fost prezent la București, la ședința Comitetului Director al Asociației Muncitorilor din România, acolo unde m-am întâlnit cu secretarul de stat din Ministerul Dezvoltării Regionale și cu ministrul Muncii, doamna Olguța Vasilescu, printre și de asemenea directorul Agenției pentru Mediu. Una din discuțiile cele mai importante și care a durat foarte mult a fost legată de celebra taxă de acum de 80 de lei, taxa de salubritate. Din nou și de la acest nou ministru a fost prezentă și doamna ministru și din nou avem promisiuni că în circa două săptămâni se va căuta o soluție pentru o nouă formulă de calcul în ceea ce privește această taxă. Însă până atunci, din păcate, această taxă este în vigoare și trebuie plătită. De asemenea, un alt subiect pe ordinea de zi a fost legat de legea salarizării unitare, care așteaptă în aceste zile ultimele avize de la consiliile consultative și urmează a fi depusă în Parlament pentru a fi aprobată. De asemenea, pe ultima sută în dezbatere se află și codul administrativ, care vine să reglementeze practic o legislație atât de stufoasă și la care Asociația Muncitorilor din România a lucrat foarte mult în ultimele luni și sperăm ca toate aceste acte normative cât mai repede să se facă, să devină legi și să poată fi operabile în administrația publică din România. În continuare se află în analiză proiectele depuse de municipiul Roman pentru Planul Național de Dezvoltare Locală. Am solicitat informații și de stadiul acestor proiecte și vom vedea în perioada imediat următoare ierarhizarea care s-a făcut și câte proiecte vor primi finanțare de la Guvernul României. Un subiect pe care tot timpul l-am sprijinit, indiferent de calitatea pe care am avut-o, a fost acela legat de activitatea de voluntariat și îmi propun foarte mult să mediatizez această activitate de voluntariat, să o promovez cât mai mult, astfel încât tot cei care doresc să facă voluntariat să poată veni într-o primă fază la acest moment la Direcția de Asistență Socială, acolo unde ne dorim pentru centru de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc, Casa Copiilor, dorim să promovăm această activitate de voluntariat. Centrul se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, iar principala misiune a acestuia este prevenirea abandonului școlar și a instituționalizării prin creșterea calității vieții copiilor. Aceste persoane care doresc să facă voluntariat se pot adresa la sediul care este situat în Roman, strada Bogdan Dragoș, numărul 91, în curtea școlii de artă Sergiu Celibidache. Ca element de noutate pentru zilele orașului din acest an, am introdus ziua porților deschise. Pe lângă manifestările devenite deja tradiție, ne-am dorit foarte mult să organizăm și aceste vizite la obiectivele din subordinea primăriei municipiului Roman, astfel încât luni 15 mai aducem la cunoștința locuitorilor municipiului Roman și a doritorilor că vom sărbători ziua porților deschise, prilej cu care romașcanii, indiferent de vârstă, pot vizita microhidrocentrala, biblioteca George Radu Melidon, grădina zoo din parcul municipal, serele și casa bunicilor. Aș vrea să fac o precizare aici și să spun că nu e vorba doar de o vizită pur și simplu a spațiilor care sunt oricum destinate în acest moment accesului public,
ci e vorba și de celelalte zone care nu sunt deschise în mod normal publicului. Și aici ne referim, de exemplu, la grădina zoo. Doritorii vor putea să vadă modul în care sunt hrănite animalele, cerbii, căprioarele, păsările și așa mai departe. De asemenea, la Biblioteca George Radu Melidon le putem prezenta și alte zone ale bibliotecii care nu sunt deschise publicului în mod normal. Înscrierile se pot face la numerele de telefon 0233-732-263 sau 0785-257-293. În fiecare zi din cursul acestei săptămâni, între orele 8 și 16, și de asemenea la adresa de e-mail sappp@primariaroman.ro, unde trebuie să ne oferiți datele de contact, nume, prenume, număr de telefon și care dintre obiective doriți să-l vizitați pentru a face aceste programări. Iar la finalizarea, la finele acestei săptămâni, după centralizarea acestor informații, vom reveni cu programul în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte. Printre activitățile desfășurate săptămâna trecută se numără intervențiile la locurile de joacă. Am intervenit în Alea Revoluției, Anton Pan, Ion Creangă, Fundătura Păcii, Alea Liliacului și grădinița numărul 1. Și mai mult decât atât, în locurile de joacă din strada Smirodava și din Fundătura Păcii am montat și camere de luat vederi, fiind două zone mai predispuse spre distrugere. În același timp vom monta la locul de joacă din parcul municipal panouri pentru a atrage atenția utilizatorilor că este interzis fumatul în incinta parcului, consumul de semințe, de băuturi alcoolice, și am dispus la ședința operativă de ieri ca poliția locală să intensifice controlul în aceste zone pentru a proteja aceste locuri de joacă. O altă activitate pe care o desfășurăm în această perioadă și pe care o continuăm este cea legată de asfaltările care au loc pe raza municipiului Roman. Am finalizat ieri de turnat covor asfaltic pe strada Martir Cloșca. Pregătim pentru această săptămână strada Vasile Conta. Vom pregăti și strada Aprodu Arbore, segmentul cuprins între strada Sucedava și strada Nicolae Bălcescu. Vom pregăti pentru asfaltare și strada Dr. Gellerter, strada Viitorului, strada Victoriei, astfel încât până la sfârșitul săptămânii viitoare cât mai multe din aceste străzi propuse pentru asfaltare să intre la asfaltare, inclusiv strada nouă ne dorim să o asfaltăm. Nu s-a mai intervenit de foarte multă vreme în acea zonă. Continuăm și programul de reparații cu echipa proprie. Am acționat în cartierul favorit. Astăzi mai avem intervenții punctuale pe strada Griviței și până la finele săptămânii ne propunem să remediem toate intervențiile care au avut loc în carosabil pe Bulevardul Republicii și pe strada Bogdan Dragoș. În această săptămână, începând de joi, plantăm în pietonal 40 de copaci din specia Catalpa. Este o specie care se adaptează foarte bine la zonele care prezintă temperaturi crescute, zonele betonate. Noi vom săpa în această perioadă, deja am săpat și pregătim plantarea acestor copaci. Se pretează foarte bine pentru această zonă. Este vorba de acei copaci care sunt și la fântâna arteziană de la Square Hotel. Și tot din această săptămână de astăzi vom începe și montarea la
echipamentul pentru proiecția de film din tronsonul 4 pietonal. De asemenea, din această săptămână vom lucra și la extinderea rețelei de iluminat de pe strada Nordului, o promisiune făcută mai de mult oamenilor de afaceri din zonă și iată că în această săptămână vom începe și lucrările la acest obiectiv. Mâine voi fi prezent din nou la București, acolo unde am avut onoarea să fiu invitat de ziua regalității la Palatul Elisabeta, cu ocazia ceremoniei oficiale legată de acest prilej. Și vă spuneam că am primit cu bucurie această invitație și voi fi prezent la acest eveniment deosebit, acolo unde sunt convins că mă voi reîntâlni cu altețele legale cu care am legat o strânsă prietenie cu ocazia vizitei trenului regal prin Roma. De asemenea, tot ca eveniment al zilei de mâine, se inaugurează târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Fashion Roman. Fac mențiunea că acesta este un târg destinat exclusiv producătorilor autohtoni. Una din condițiile de bază pentru a avea acest târg la Roman a fost tocmai aceasta, legată de prezența producătorilor autohtoni la acest eveniment. După cum bine știți, săptămâna trecută am avut și o întâlnire cu asociațiile de proprietari pe subiectul taxei de salubritate. Am convenit împreună cu aceștia ca pentru această săptămână, joi, la ora 12, să ne reîntâlnim împreună cu reprezentanții ai operatorului de salubritate și ai Consiliului Județean. Din păcate, operatorul de salubritate ne-a transmis faptul că nu poate fi prezent în această săptămână, fiind reprezentantul acestuia cel care poate da relații certe, ferme și clare asociațiilor de proprietari, este plecat din țară, astfel încât am reprogramat această ședință pentru data de marți, 23 mai, de asemenea la ora 12. Am comunicat acest lucru atât operatorului de salubritate pentru a desemna un reprezentant, cât și Consiliul Județean a fost notificat de reprogramarea acestei ședințe pentru a trimite un reprezentant sau, de ce nu, poate chiar domnul președinte al Consiliului Județean să vină pentru a clarifica această situație. Eu cam atât am avut de spus, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Din câte am înțeles, se află în fază finală, undeva în decurs de 2 săptămâni ar trebui să fie semnat ordinul de ministru. Prioritate, din câte am înțeles, vor avea drumurile județene, creșe, grădinițe, școlile fără autorizații de construcție și rețelele de apă și canalizare, care nu sunt cuprinse în master planurile județene de apă și canal. Aveți un proiect care se încadrează la proiecte? Da. Nu, bisericile. Nu. Am înțeles că nu se mai ține ședința aceasta cu asociațiile joi. Președințele asociației s-au plâns atunci că au primit de la Rosar facturile pentru aprilie, cu tariful acela vechi, 50 și 70. Până la urmă i-a lămurit cineva pe președinți cum vor întocmi pentru oameni. Discuțiile, da. Da, discuțiile care au fost, e exact ca la furnizorii de utilități. Vine o factură de estimare și ulterior cea de regularizare. Până își actualizează softurile, vor face calcule pe facturile care au fost emise. Okay. În pietonal, ați făcut ceva îmbunătățire în sensul că ați înlocuit acele plăci de gresie cu ceva mai rezistent. Cât a costat acolo lucrarea și dacă s-a terminat? Încă nu este finalizată. Când vom avea finalizată lucrarea, vă vom aduce la cunoștință. Puteți să ne spuneți exact obiectul, sau mă rog, ideea de la care ați plecat ca să faceți aceste modificări, pentru că nu e un proiect
finalizat de mult la urmă. Da, e vorba pe trepte, acele plăci de gresie nu au dat. La momentul respectiv așa a fost soluția de proiectare, a trebuit implementată, însă acum am constatat că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, foarte multe plăci erau sărite și m-am spus, în același timp mi-am dorit să fie și o uniformitate cu cealaltă intrare dinspre Bancost. În această săptămână au demarat procedura de achiziție. După ce vor fi achiziționate, vor fi montate. E vorba de două limitatoare de viteză. Unul dintre acestea va fi montat în zona terenurilor de tenis și unul în zona accesului în ștrand. Și ultima întrebare, cu curiozitate, cam ce vă mai solicită Lumașcanii la audiențe? Că nu ne-ați mai văzut problemele cu care vin Lumașcanii. Da, au fost ceva probleme legate de taxe și impozite locale, de amenzi. Trebuie să înțeleagă toți romașcanii că odată cu schimbarea codului fiscal, obligativitatea de a plăti prima dată amenzile, practic orice sumă care se încasează prima dată trebuie să meargă pe amenzi și abia ulterior pe impozitele pentru proprietate. Au mai fost situații legate de o problemă la o asociație de proprietari, probleme din acestea, nu au fost probleme de natură deosebită. Da. Acestea există, după cum bine știți și am anunțat și în trecut, eu am depus în acest an solicitări pentru construirea a 6 blocuri, 2 dintre acestea vor intra încă din toamna acestui an în construcție, este vorba de 2 blocuri anele, iar pentru celelalte 4 am depus documentația la Agenția Națională pentru Locuințe și mă voi deplasa probabil la începutul lunii iunie la București pentru a vedea stadiul în care se află. Ne trebuie să avem o evidență cu cine își dorește să vină și să putem face o programare. Noi ne-am propus ca accesul în aceste zone să se facă între anumite ore pentru a nu perturba și activitatea normală a acestor instituții. Și în primărie, efectiv, nu? Păi, în primărie, cine a dorit de-a lungul timpului, tot am avut. Eu v-am zis că mi-am dorit aici să ofer lucruri suplimentare față de rutina zilnică. Și inclusiv la casa bunicilor le-am pregătit și o surpriză celor care vor merge pe acolo, în sensul că am pregătit și o serie de momente artistice oferite atât de bunici cât și de copii. Acum o lună ziceați că o să interziceți parcarea pe strada Brodoarului. Era în legătură cu proiectatul magazin, dar care a picat. Acolo am pus semn de parcare interzisă și de fiecare dată când se parchează, acolo se aplică amenzi. În invitația pe care ați trimis-o la adresa care ați trimis-o la Consiliul Județean pentru prezența la întâlnirea cu asociațiile de proprietari, adresa trimite clar la președinte sau... E în atenția președintelui și acolo poate să vină domnul președinte sau o persoană desemnată de acesta. Către. Și în atenție, da. Da, eu fără nicio problemă pot să lansez și public această invitație și le așteptăm cu mare drag la Roma. Și ultima, ce se mai aude cu proiectul pentru unitatea aia de cazare din spate de la Bunica? În ce stadiu e acum? Se merge mai departe, are avizele? În momentul de față există doar o intenție de construire, se află, din câte am înțeles, de la Direcția de Urbanism, se află în un PUZ, un plan urbanistic zonal care se află în proiectare și ulterior, în momentul în care acest PUZ va fi depus la Primăria Municipiului Roman, vom iniția demersurile legate de o dezbatere publică, acolo unde trebuie să notificăm obligatoriu vecinii și aici e vorba de asociația de proprietari din zonă. Ca să fim mai înțeleși, nu e vorba strada Uituz, așa e prinsă ea ca și denumire, însă e vorba de această locație din spatele
blocului Gulliver, unde se află locurile de joacă, spațiile verzi, acolo e vorba de o proprietate privată, unde se dorește a se înființa o structură de cazare, un hotel. Atât ce știu în momentul de față. Când vom avea puzul, vom ști mai multe, dar vă spuneam că va trebui să notificăm vecinii, aceasta este prevederea legală, iar ca și vecini, pe de o parte, este Asociația de Proprietari și, pe de altă parte, mai sunt doi proprietari pe acel teren, drept pentru care va trebui să îi notificăm și pe aceștia. Terenul este proprietate privată. Da, vom vedea proiectul în ce va prevedea și cu siguranță va trebui să respecte normele de urbanism și planul urbanistic general. Iar acest plan urbanistic zonal, de asemenea, va trebui să treacă prin votul consultativ al Comisiei de Urbanism și de asemenea și prin votul Consiliului Local. Da, se lucrează în această perioadă. Într-adevăr, eu am avut o discuție cu constructorul săptămâna trecută, împreună am fost la fața locului și am convenit lucrurile care trebuie făcute. E drept că aceea este una din străzile vechi ale municipiului Roman, acolo unde nu s-a intervenit de foarte mult timp, care nu are nicio fundație adecvată. Vom încerca preluarea cât mai multor din acele denivelări, astfel încât lucrurile să fie în regulă și ulterior voi fi de acord cu semnarea recepției pentru acea stradă. Momentan nu s-a semnat absolut nimic și am refuzat orice act din partea constructorului până când nu va fi conform cu cerințele noastre. Da, aici vă dau un răspuns. Este vorba despre un material pe care constructorul îl așteaptă. Este o comandă făcută în străinătate, în Germania. Este un material care se numește ViaTop. Un material care va fi folosit și la sensul de girație Poarta Sud, acolo unde și acest obiectiv este prevăzut pentru reabilitare cu covor asfaltic. Din câte am înțeles, acest material este folosit pentru a oferi o elasticitate asfaltului și a nu se mai crea acele denivelări în sensul de girație. De aceea, eu tot timpul am spus-o că, indiferent de perioadele care urmează, că e o perioadă de campanie, nu vreau să fac lucrări pe repede înainte, doar de dragul de a face lucrări și de a le tăia panglica la momentul oportun, ci vreau să fac lucrări de calitate. Și chiar dacă acest lucru înseamnă că o lucrare trebuie să se termine după alegerile din 11 iunie, nu am nicio problemă atunci să se termine, dar să fie o lucrare de calitate. O singură întrebare. Programul pentru zilele municipiului este bătut în cuie? A fost stabilit exact? Este bătut în cuie, începând de, poate chiar de mâine, de miercuri, vom distribui și pliante romașcanilor, vom distribui și prin școli și prin asociațiile de proprietari și prin toate mijloacele pe care le avem la îndemână, pliante cu zilele municipiului Roman, astfel încât cât mai mulți dintre romașcani să aibă cunoștință despre acest program și de asemenea vom tipări și afișe mai mari pentru a fi afișate în zonele de interes. Zilele municipiului? Da. Okay. Dacă vreți, chiar flyer, modelul formal. Nu, ok, program. Copy-paste, ok. Mai am o singură întrebare. Știu că administratorii asociațiilor de proprietari au primit la un moment dat niște atestate de la primărie. Dacă nu mai știu la valabilitatea acestora, era de 2 ani. Poate că greșesc. A
având în vedere ședința de săptămâna trecută și niște discuții care arătau cel puțin o parte dintre oameni, nu erau foarte... Vreau să facem un pic o deosebire între administratori și președinți, că mulți dintre ei erau președinți, care din păcate și președinții nu trebuie să dea niciun examen ca să dețină o calitate. Dar am văzut că erau și administratori. Bine, nu știu fiecare ce... Vă spun eu, marea majoritate erau președinți.